Partida retur nu a diferit prea mult de cea disputată în urmă cu mai puțin de 3 săptămâni în sala Olimpia. CSM Petrolul Ploiești a obținut o nouă victorie reconfortantă în Liga Națională de Basket Masculin, băieții reușind să se impună cu 86-60. Cei mai prolifici jucători ai ploieștenilor au fost Bârchici cu 17 puncte, Misters cu 15 și Popa cu 13. CSM Petrolul Ploiești se menține pe prima poziție a clasamentului play-out-ului, iar în etapa a 6-a acestei faze va susține la finalul săptămânii viitoare ultimul meci extern din seria de 4 din această perioadă pe terenul celor de la CS Municipal 2007 Focșani.